Salutări și bine ați revenit la un nou clip din Terariu. Astăzi suntem cu domnul Mircea, barbă aici de față. O seară nemaipomenită asta. Extraordinar, incredibil. L-am ajutat pe domnul Mircea să facem astăzi niște terarii aici. Și acum el o să ne prezinte niște șerpi mai proaspeți în colecția lui, pentru că am mai filmat acum ceva timp la el. Nu mai știu dacă pe canalul ăsta e clipul sau pe canalul celălalt. Pe canalul ăsta e clipul. Pe canal să fie clipul, dar da, am venit cu Hristul la tine. Exact. Da, ăla e. Și va trebui acum să scoatem bestia aia de acolo, ca să o arătăm ce frumoasă e. El zice că e foarte rea, dar eu nu-s de acord. Și am zis că o scot și el nu scoate. Domnul Mircea, ce avem aici? Un, este un boa constrictor. Așa? Nicaragua. Așa? T plus albino, salmon, jungle, hypo. Și va trebui să stea într-un terariu de ăsta când o să fie gata. Și zici că e foarte rea, a? Ea, ci că așa ar fi rea. Așa mi s-a zis, dar se pare că nu e. E, cred că, cel mai boa, mare boa pe care l-am. Giant. Este foarte roșie. Foarte roșie. Partea bună e că dacă vrea să mă muște acum, m-am scos că e foarte mare, foarte grea și imediat îmi face nod la mâini. Dar după cum o văd, pare destul de o cumințică. Da, cam multă umiditate a avut. Da. Pufă e un pic. Uh-huh. Dar vom... Superbă. Superbă, super roșu. Asta nu știu cât de bine se vede pe cameră, pentru că nu mai e zi deloc. E seara acum, ia să vedem cum se vede. Aproape real, e ceva mai intens. Într-adevăr, dar super bestia. Și e foarte grea. Foarte grea. E cam cât e? Deci ai zis că e T plus albino, Nicaragua, da. Hippo jungle, dar e vorba de hippo din localitatea Salmon, practic. Doar că nu e pur și simplu, e o linie lucrată destul, da, vreo 12 ani. Să fie mult mai roșie. Da. Și foarte mare. Și foarte mare, da. Anul trecut a scos 36 de pui, a scos 48, dar 36 au fost viabili. Restul morți. Ce îmi place foarte tare e că chiar dacă nu e neagră, e roșie, tot se vede iridescența, tot reflectă lumina pe roșul ăsta, mai ales unde e roșu foarte intens. Cred că adică e mult clar, ziua s-ar vedea mult mai bine, dar nu știu cum mai ajunge să mai filmăm. Poate până atunci, domnul Mircea, o să ai și mai multe terarii aici. Hop, ușor. Bestie, gata. Hai că te băgăm la loc acum. Aici ce avem? Același lucru. Doar că e strike, că... Un pic mai puțin roșu, mai mult spre portocaliu și cu un stripe destul de proeminent pe spate. Dacă nu mă înșel, chiar cred că e puiul ei ăsta de acum 2 ani de zile. Uh-huh. Foarte tare. Nu știu exact, poate mă înșel. Numai că, în general, el a lucrat numai cu salmon, a tot băgat salmon în ei și T plus albino și a încercat să facă o linie. Are 12 sau 14 ani de când face linia asta și e linia lui proprie. Arunca și niște cubași pastel în ei, dar nu știu exact dacă să zic așa, ăștia mei au sau nu au. El e destul de mare. Foarte mare chiar. Tot așa se văd destul de tare iridescențele în el. Chiar dacă este roșu, are niște solzi interesanți. Modelul nu, a dispărut de pe coadă. Și într-adevăr nu e atât de roșie burta ca a femelei și nici capul. Are destul de roșu. Îmi doresc la anul să scot pui din amândoi, să încerc să ajung, să merg pe linia lui, să-i păstrez proiectul. Și s-ar putea ca în 2 ani de zile să bag un mascul mai interesant asupra femelei, pe care îl voi arăta în câteva minute.
aici de Holy Grail, să zic așa, cea mai așteptată achiziție. Achiziție. Este un AMG Leopard, scos chiar la noi în țară de către Alex Mușroi de la BOA România. Ce? Mascul? Este un mascul. Fratele femelei mele de AMG. Da. Și nu este unul dintre cei mai negri șerpi pe care am văzut vreodată la vârsta lui de 3 luni de zile. Numai că e un picat gățător. Încă își păstrează paternul pe lateral, dar spatele este foarte negru. Da, se vede că e. Și cum se reflectă lumina în el. Fantastic, se vede și pe cameră. Norocul meu este că este unul din, cred că doi din lume. Al doilea este făcut de Mark Norie din Anglia. Și ăsta e făcut de Mușuroi. Nu știu să mai fie alții. Poate mai sunt, nu pot să zic că... Nu sunt, dar eu n-am mai văzut și nici n-am mai văzut postați. Păi ăsta vreau să-l văd afară, într-o zi. O să mai vin să mai filmez pe la tine, domnul Mircea. Doamne ajută, eu vă aștept. Ăsta e unul dintre masculii care cred că intră cu orice am eu acum. Fără absolut nicio problemă și o să-l introduc în proiectul T plus Albino. Am mai multe. Asta ar fi toată schema cu el. Și în Albino normal, dacă e. O să vă arăt în câteva secunde și cum arată un Albino Leopard. Să vă faceți o idee. Cu foarte AMG ar trebui să arate mai intensă culoarea de pe ei. Continuăm. O să vă arăt un... leopard. Albino. Care... E destul de interesant. Are burta super colorată. Lateralele la fel. E foarte blânduț. Este soră cu... este soră, da? Cu cel alu fota de aici de față. Pe care îl are în expoziție. L-ai băgat în expoziție? Nu, încă în carantină la mine. Mă afle. Încă mai stă că m-am mars odată și ți-am zis. Mie nu-mi place să repet greșit. Am doi din ăștia, am, pe lângă că am doi din ăștia, am foarte multe femele și masculi care se produc așa ceva, și cu motley și fără motley. Vă mai arăt într-o secundă și varianta cu motley. Iar un handicap la coadă mea și chiar perfectă, e un pic mai micuță decât frații ei. Dar e aproape... Și din cauza motleiului dispare paternul aproape total, nu? Da. Pe care ceva pe lateral? Da. Și are culoare, este rozalie, e? Da. E rămas pira acolo? Da, un pic. O să curăț imediat. Da, nu prea ce face. În cazul ăsta va fi toată viața de lucru cu ea. Da, eu nu am o problemă. Mie îmi place foarte mult ca animal. Oricum ajungea altfel omorât, am zis hai să-l vezi, oricum e un animal super frumos. Totodată, din cauza că motley cu hypo sunt alelice, dacă se adaugă și hypo în chestia asta, e roz, super aprins neon și își păstrează culoarea până la chiar și adult și la bătrânețe. Dar așa e doar un pic de stripe în plus la el. Și ok, ăștia rubin. În esență, mare diferență între motley leopard albino și doar motley albino het leopard. Nu e decât ochii ăștia rubinii. Un motley albino het leopard nu are ochii rubinii, ăsta are. Ăsta se vede diferența foarte mare doar dacă adaugi hypo. Și e mult, mult, mult mai intens. Și o să vă mai arăt încă două chestii. Un super... Moonglow. Ce înseamnă? Adică, un super. Snow. Snow, adică albino și albino aneri. Practic îi lipsește pigmentul roșu și pigmentul negru. Da. Și încă super hipo, nu? Exact, super hipo și două copii de hipo. Ceea ce îl face un alb crem, așa, nu știu cum să zic. Da. Exact. Da, ochii ăștia sunt fantastici. Un alb verzui, crem.
Da, ochii sunt geniali. Foarte interesant, ea este singurul șarpe dintr-un clutch de 20 care a supraviețuit. Ea e cumva mai mult sau mai puțin donație. Nu a fost o datorie de la crescător și am primit-o. Am primit-o pentru chestia asta, are un mov intens aici, un albastru. Și sperăm să trăiască. Ea mănâncă foarte bine. Nu, nu e foarte slăbuță, e destul de ok. Și e chiar tânără. Deci are undeva la o lună jumate, maxim două. De fapt, două luni are. E un animal foarte frumos și foarte cuminte. Și un corn interesant, vreau să vă arăt. Care, tot așa, l-am primit acum, din Olanda. Nu știu dacă pe cameră se va vedea bine intensitatea lui, dar așa sper. Chimera, pentru că arată ca un normal, are burtă de blood red, e foarte roșu. Și... inclusiv pe burtă foarte roșu și lipsește complet pigmentul negru. Negru, exact. Și nu pare a fi un hipo pentru că are ochii complet negri. Exact. Este het hipo, 100% het hipo, nu are cum să fie hipovizual că nu are părinți hipo, decât unul dintre ei. Și el îi zice Frank Corn la lui taică-su, pentru că e scoate numai chestii foarte ciudate din el, șarpele respectiv, masculul respectiv, cu una dintre fiice, scoate culori din astea nebune, paradox, tesera cu linii așa, tot felul de chestii dubioase și el i-a zis Frank Corn la linia asta. Cum vedeți și ăsta e super ciudat, pare normal, doar că e blood red aparent. Vom vedea și la împerecherea de anul ăsta dacă chiar e blood red sau e doar normal care arată ca un blood red. Mie mi se pare foarte interesant. Ca și comparație, ăsta e un blood red. Ăsta e un blood red. Da, poate că pe cameră nu se vede, dar roșul lui e mult mai intens decât roșul ăsta. Da. Foarte frumos animal. Practic, la Dracula Reptiles bem sânge, luăm numai blood reds, nu animale. Și numai șerpi roșii, foarte domnul? Roșii. Doar șerpi, foarte roșii șerpule. Și încă o achiziție, să zic așa, o achiziție într-un proiect roz, este Snow Motley, Red Factor, Hypo. Practic, un snow roz. Foarte roz. Oh, look, it's a pink. Da. Chiar așa pitică. Ea e și o femelă, deci practic red factorul e chiar puțin roz decât ar trebui să fie. Din păcate, pe cameră nu se văd culorile la fel de roz, nu știu de ce. Ar trebui să... Na, nu. Nu reușesc să-i prind culorile adevărate. Se vede mult mai deschis pe cameră și practic unde sunt bulinele roz, pe spate de la motrei, pe cameră se văd gălbioare, dar el sunt foarte roz. Și totodată o să încerc tot așa să scot cât mai mult șelb roz, foarte roz dacă se poate. Mai am tot așa mimoza. Asta pentru că tu în sufletul tău ești o prințesă Disney. De fapt eu sunt cea mai mare prințesă Disney din teraristica românească. Mie îmi place rozul și pentru că nu m-au lăsat ai mei să fiu fată. Măcar șerpi. Seamănă. Da, superb ăsta. Superb ăsta. Din nou, culoarea pe cameră nu e prinsă chiar așa de ochii. Rozul ăsta. Am avut probleme la un moment dat, mi-aduc aminte că m-am chinuit, cred că vreun sfert de oră, să focalizez un regal alb și n-am reușit. Câteodată camerele nu reușesc să prindă culoarea lor adevărată. Mimoza este tot... Da, e bine să vizităm
oamenii și să vedem animalele pe viu, pentru că ne bucurăm altfel de ele. Da, da. Și ce s-a mai descoperit tare de tot, am aici, nu are rost să vă arăt, Sunrise, care normal arată de foarte fain când e, când e pui, arată adult ca un amel normal. Este alelic cu scheles. Deci, de fiecare dată când se pune Sunrise cu scheles, va scoate un șarpe cu tot solzii pe el, doar că intensitatea culorii mult, mult mai mare. Și ceva de genul ar trebui să arate. S-ar putea să fie posibil. Asta e un Ultraman. Bam. Practic, pierde paternul complet la un moment dat. Și e destul de mic. Ca adult ar trebui să mai aibă patern deloc pe el. Acum, așa se presupune. Nu se știe exact. Chestia e că mulți au pus Sunrise cu Skeles în, în combinație și au scos animale fără patern cu un colorit mult mai intens. Deci, probabil să fie. Domnul Mircea, într-o zi trebuie să te vizitez, să facem o cutie cu cutie, cu cornii, da, să vadă toată populația, cât de șmecheri sunt ăștia, pentru că sunt foarte multe varietăți de colorit și da, aparent încă se mai descoperă câte ceva nou și când niște combinații care a scot câte un șarpe mult mai interesant decât ce a fost până acum. La anul, sper, am două chestii noi la Corsnake, sper să ajung să ating și microscale, pentru că mi-aș dori să i-am pe toți în colecție. Și de la, în Franța, s-a descoperit un nou morf care este hipermelanistic. Deci și un Corsnake negru, ceea ce iar îmi doresc să ajung să-l am. Poate nu la anul, dar voi încerca la anul să-l am. Ce să zic, mulțumesc iar că v-ați uitat la colecția mea, sper ca Alex să vină să vă arăt toți cornii și sper că adulți. Și până data viitoare, promovați teraristica. Și iubiți toate animalele. Și iubiți toate animalele. Pa, pa! Pa!